SBB Bank a organizat în premieră evenimentul AmHambar, care a încheiat campania Agro 2022, ediția de primăvară. La eveniment au participat clienții băncii, partenerii din domeniul agricol Agroprofi, Sanctum, WeTrade, dar și partenerii financiari IFAD și Livada Moldovei. În cadrul evenimentului a fost organizat un panel de discuții, iar la final au fost desemnați câștigătorii premiilor oferite de parteneri, precum și câștigătorul automobilului Dacia Duster pusă în joc de OTP Bank. În această seară, noi am vrea să aducem o mare mulțumire clienților noștri care au participat în campania agricolă 2022 și în acest sens vom trage la sort acest automobil. Sperăm să fie de bun augur. Ne-am propus ca în această campanie să venim cu un premiu destul de valoros pentru unul dintre clienții OTP Bank, care în sezonul de primăvară a contractat un credit, și acest premiu este acest automobil Dacia Duster. Sperăm și suntem siguri că acest premiu va fi binevenit și apreciat și folosit în activitatea curentă a acelei companii. Evenimentul a avut loc în comuna Stăuceni, la centru de vânzare a tehnicii agricole Agroprofi. Suntem onorați de faptul că OTP Bank a decis să organizeze acest eveniment aici, la noi, în cadrul centrului tehnic Agroprofi la Stăuceni. Acest obiect al infrastructurii este dedicat anume clienților agro al OTP Bank, la fel și pentru toți fermierii din Republica Moldova care optează pentru tehnologii moderne, pentru utilaj performant, ca să aibă rezultate pe măsură. În cadrul centrului Agroprofi, invitații au avut posibilitatea să vizualizeze demonstrații de tehnică agricolă inovativă și să afle răspunsuri de la experții în domeniu. Agroprofi are o colaborare foarte intensă și de lungă durată cu OTP Bank. Reprezentanții acestea sunt foarte receptivi la necesitățile clientului, vin cu oferte bune și pe măsură așteptărilor fermierilor din Republica Moldova. Acest lucru ne permite și nouă să dezvoltăm o cooperare mai bună cu producătorii agricoli și să venim și noi cu soluții eficiente. OTP Bank și-a propus ca prin activitățile organizate în cadrul acestui eveniment să fortifice parteneriatul cu agricultorii, dar și cu partenerii din domeniul agricol. Sectorul agricol este un sector strategic de finanțare pentru noi. De aceea, proiectele pe care le au clienții noștri, mai ales cele investiționale, care duc la dezvoltarea sectorului agricol, au avut întotdeauna atenția noastră. În cadrul discuțiilor, invitații și-au împărtășit experiențele cu OTP Bank și au aflat despre noile tendințe în materie de banking și proiecte de finanțare. Portofoliul nostru a continuat să crească și clienții apreciază această deschidere a noastră spre oferte dedicate. Sunt niște produse cu o structură de garanții simplificată, cu un proces rapid de decizie și continuitate în relația cu clientul. Grație unui parteneriat de succes între OTP Bank și clienții săi, banca poate finanța agricultorii și în alte proiecte ce vor contribui la dezvoltarea afacerilor. Ne-a făcut mare plăcere să facem față necesităților clienților noștri. De asemenea, au apărut și noi destinații de finanțare a investițiilor influențate de contextul economic, cum ar fi investițiile în panouri fotovoltaice, în cazane pe biomasă, uscătoria cerealelor, în elevatoare. Agricultorii apreciază inițiativele OTP Bank și declară că au planuri mari de viitor. Agricultura înseamnă riscuri și provocări, iar OTP Bank le vine mereu în ajutor. La ziua de azi, la începutul depunerii cereri până efectiv la eliberarea banilor pentru credit, OTP Bank s-a dovedit încă mai operativ ca companie de microfinanțare care dau rapid, dar la un procent usturător. Eu am mai luat credite și la alte bănci, dar aici mi-am spus din start că dacă noi depunem o cerere, e de dorit să ne dea banii când îi cerem. Ne-au dat banii chiar la timp, atunci când ne-am adresat, și asta este un avantaj foarte mare. Evenimentul a culminat cu extragerea premiilor oferite de OTP Bank și partenerii săi. Haideți să vedem, să vedem, să vedem, dați-i aplauze! Participanții la tombolă care nu au avut posibilitatea să fie prezenți la eveniment au fost anunțați telefonic despre premiile câștigate. Un certificat valoric în sumă de 1000 de euro pentru achiziționarea semințelor, fertilizanților sau altor produse din sortiment. Vestea despre câștigarea marelui premiu, automobilul Dacia Duster pusă în joc de OTP Bank, l-a luat prin surprindere și i-a trezit câștigătorului emoții de fericire. Felicitări!
Я никогда ничего не выигрывал в этой жизни, вот первый раз, честно слово. Я очень рад, очень рад. Непередаваемое ощущение, не знаю даже, как объяснить. Шок, первые пару секунд был шок вообще, не поверил. Когда уже точно узнал, что вот выиграл автомобиль. Так нуждались в этом, в этой машине. Она будет использоваться по прямому назначению в хозяйстве. ОТБ банк, ну, самый лучший банк, на мой взгляд, с которым удобно, приятно и выгодно работать. С 2018 года начали сотрудничать и по сегодняшний день. Ну, в дальнейшем будем также сотрудничать с ОТБ банком. Colaborarea OTP Bank cu agricultorii nu se oprește aici. Vom continua această conlucrare, vom atrage atenția la proiectele lor și vom avea grijă ca împreună să putem dezvolta sectorul agricol. La eveniment au fost prezenți în jur de 150 de invitați. Fiecare invitat a plecat acasă cu un cadou garantat din partea OTP Bank și a partenerilor săi. Acest eveniment vine să încheie un sezon agricol plin de provocări de care au avut parte agricultorii. Agrofabrica este noul concept de creditare lansat de OTP Bank pentru a susține afacerile din agricultură. Astfel, fie că ai nevoie de bani pentru procurarea materiei prime, a utilajelor, a unui teren sau pentru a instala un sistem de irigare, poți alege una din ofertele Agrofabrica. Specialiștii Agrofabrica vor oferi îndrumare profesionistă, soluții de creditare rapide și eficiente, aliniate necesităților și specificului activității companiei. Detalii pe www.otpbank.md.